prea tare sau e ok? Da, e ok. Bun, bună ziua tuturor. În primul rând, mersi mult pentru că ați dat curs invitației noastre la conferința de astăzi privind prioritățile Ministerului Educației pentru anul 2024. Noi am decis primele două săptămâni să le folosim pentru a avea ocazia să discutăm cu toată lumea de care este interesată de subiectul educației, cu directori, elevi, studenți, absolvenți ai Universității de Pedagogie și societate civilă, sindicate, pentru a putea să formulăm anumite priorități care să răspundă așteptărilor oamenilor din sistem și a societății în ansamblu. Și astăzi am decis să le prezentăm. Totodată țin să menționez că, având în vedere că sistemul este destul de mare și priorități vor fi multe, noi le-am structurat prin trepte de învățământ. O să începem cu învățământul general. Prima prioritate aici este creșterea numărului de absolvenți a facultăților pedagogice care merg în sistemul educațional, până la cel puțin 500 de persoane în fiecare an. Situația astăzi este una mai puțin îmbucurătoare. Din cei circa 1000 de absolvenți a universităților, a facultăților pedagogice, mai puțin de 25% merg în școală. Ne propunem să dublăm această cifră începând cu anul 2024. Pentru a ajunge la acest obiectiv, vor fi întreprinse câteva măsuri și asta va fi și structura generală a prezentării. Avem prioritatea, după care anumite acțiuni aferente acestea. Deci, în primul rând, ne propunem să introducem o medie de admitere de cel puțin 7 la pedagogie pentru a crește prestigiul profesiei. Considerăm că este corect ca acei absolvenți de liceu care au rezultate bune să meargă la pedagogie, pentru că după aia să avem și pedagogi de calitate în școlile noastre. Astăzi, circa 25% din cei care se înscriu la pedagogie au o medie sub 7, deci vom introduce acest prag. În al doilea rând, pentru ca să creștem atractivitatea acestor facultăți, vom majora bursele studenților până la nivelul unui salariu minim pe economie și vom ține cont de rezultatele lor pe parcursul studiilor. Totodată, cunoașteți că noi avem o indemnizație de 200.000 de lei pentru cei care aleg să meargă în școală după absolvire. Astăzi, această indemnizație nu ține neapărat cont de specialitatea tânărului, că este un tânăr profesor de matematică sau limbă română. Noi vom diferenția această indemnizație în funcție de specialități și de deficitul de cadre didactice care există într-un raion sau altul, în așa fel încât să venim în special în încurajarea și în susținerea celor absolvenți, unde există cel mai mare deficit. Totodată, vom introduce obligativitatea de a preda la clasă pentru studenții care fac pedagogia. Desuri se întâmplă că de-abia după absolvirea masterului, aceștia au primul contact cu o clasă vie de elevi. Considerăm noi că este oportun ca, începând cu anul 2, să fie expuși la copii, să aibă posibilitatea să deprindă abilități practice în procesul de predare și nu doar în cadrul stagiilor de practică, dar și pe parcursul întregului an, respectiv vom implementa un model de învățământ dual, inclusiv în învățământ superior la pedagogie și ne gândim să introducem un supliment salarial adițional pentru tinerii specialiști care vor demonstra anumite competențe suplimentare pe lângă absolvirea universității, fie că vorbesc o limbă străină și au un certificat, fie că demonstrează anumite competențe digitale, iarăși certificate, sau au anumite certificate internaționale de excelență în pedagogie. Deci nu vrem să mergem doar pe ideea unui supliment salarial fără condiționalități, vrem să stimulăm anumite abilități, competențe adiționale în rândul acestor absolvenți și în cazul în care certifică aceste competențe, să le oferim un supliment salarial. Totodată vom centraliza întreg procesul de repartizare a studenților la minister. Astăzi el are o formă mai puțin organizată. În acest proces participă doar universitățile și direcțiile de învățământ. Ministerul mai degrabă monitorizează. Vrem să centralizăm, să abordăm, să avem același model ca și la Ministerul Medicinii, Sănătății, pentru ca să avem un mai mare control și o mai bună organizare și să nu pierdem absolvenți care își doresc să meargă în școală, dar undeva s-au rătăcit pe drum. Și totodată ne gândim să introducem obligativitatea de a se încadra într-o instituție de învățământ pentru cei care aleg să meargă la master și să beneficieze de master gratuit din partea statului. Deci acestea sunt acțiunile care vin să realizeze obiectivul nostru, unul dintre obiectivele noastre principale pentru învățământul general, creșterea numărului de absolvenți ai facultăților pedagogice care merg în sistem până la 500 anual. A doilea obiectiv mare pentru învățământul general este creșterea calității predării
prin susținerea profesorilor care sunt deja în sistem. Și aici urmează, până luna octombrie, să creăm Institutul Național pentru Leadership în Educație, care va gestiona o rețea de mentori de până la 1000 de persoane care ar urma să fie creată până la începutul viitorului an școlar, deci din 2024. Instituția o creăm acum, după care recrutăm mentori, îi formăm. Vor fi selectați mentori din rândul celor mai buni profesori care au competență și aceștia vor ajuta tinerii specialiști în școală, dar și întreaga comunitate educațională să inoveze, să își îmbunătățească abilitățile de predare, să implementeze tehnologii informaționale. Deci va fi o rețea din rândul celor mai buni profesori care îi susțin pe alții, salarizați adițional vor fi acești mentori și îi susțin pe alții pentru a crește calitatea în educație. Totodată vom acoperi costurile de formare profesională și recalificare pentru cel puțin 3000 de cadre didactice. Astăzi avem în sistem aproape 40% de cadre didactice care nu au un grad didactic. Și deseori asta se întâmplă din cauza faptului că ei nu au resursele necesare pentru a putea urma anumite cursuri de formare continuă. Credem noi că este corect ca ministerul să intervină și să ofere aceste cursuri din contul bugetului de stat și totodată să acopere costurile pentru recalificare. Ce înseamnă asta? Din păcate, în Republica avem tot mai multe cazuri când există un deficit de cadre la o anumită specialitate și atunci un profesor de biologie, neavând suficiente ore, vrea să predea și la chimie, dar pentru a putea face acest lucru trebuie să urmeze niște cursuri care costă și iarăși nu întotdeauna profesorii au aceste resurse, prin urmare vom acoperi aceste costuri de recalificare, ori acest instrument este unul foarte important pentru acoperirea deficitului de specialiști în școlile noastre, din păcate. Totodată vom revizui formula de finanțare per elev și vom acoperi separat costurile pentru gradele didactice. Este o problemă veche din sistem. Directorii de școală nu sunt astăzi cointeresați financiar să aibă cadre didactice cât mai specializate pentru că ele costă mai mult. Salariul lor este mai mare, respectiv ei au costuri mai mari cu acești profesori mai bine pregătiți și revizuirea formulei ne va permite să venim cu o plată, un suport suplimentar pentru școlile unde există un număr mare de cadre didactice cu grade, deci cu un nivel mai înalt al cunoștințelor și competențelor. Nu în ultimul rând vom promova profesia pedagogică, deci vom avea câteva campanii de comunicare pentru a promova prestigiul profesiei pedagogice care trebuie să recunoaștem, din păcate, în societatea noastră a avut de suferit în ultimii ani și vom implementa un mecanism de protejare a profesorilor de orice formă de violență. Trebuie să zicem că din discuțiile cu profesorii, ei invocă tot mai des diferite incidente care au loc în școală și ei nu se simt în siguranță întotdeauna în comunitățile lor școlare, neavând vreun instrument de protecție și aici urmează să vedem ce fac alte țări pentru a aborda o asemenea problemă și cum am putea să-i susținem și să-i protejăm mai bine de orice formă de agresiune. Și pe aceeași prioritate, o acțiune prioritară o să fie debirocratizarea și digitalizarea proceselor din instituțiile de învățământ. Abordarea noastră la Ministerie este că profesorii trebuie să petreacă cât mai puțin timp cu formulare și hârtii și cât mai mult timp în sălile de clasă. Despre lucrurile astea s-a vorbit de mult, anumite lucruri s-au făcut, dar este loc de mai bine. Cred că putem simplifica și mai mult anumite proceduri birocratice care sunt în școlile noastre. A treia prioritate majoră pentru învățământul general este creșterea accesului elevilor la educație de calitate. Urmează până la final de an, cu suportul partenerilor noștri români, să procurăm cel puțin 100 de unități de transport. Avem o flotă deja învechită, pe lângă asta avem o necesitate în creștere de capacitate de transport și aceste 100 de microbuze care ar urma să fie procurate vor merge inclusiv pentru a asigura accesul elevilor din școlile mai mici la școli mai mari din centrele raionale sau din apropiere. Totodată vom implementa un program de beneficii pentru familiile din mediul rural care aleg de sine stătător să opteze pentru o școală mai performantă. Astăzi avem în continuare o situație când avem foarte multe școli mici și comunitățile de acolo nu neapărat doresc să meargă copiilor într-o școală apropiată, cât de bun ea nu ar fi. Vom avea o abordare stimulativă prin care vom veni cu anumite alocații, cu anumite măsuri stimulative pentru a încuraja pe părinți să facă totuși această alegere și să opteze pentru o educație de calitate pentru copiilor. Și urmează să anunțăm acest program până la final de an, care exact vor fi măsurile pentru a stimula acest comportament.
Totodată, până la final de an, vom dota cel puțin 300 de instituții de învățământ cu calculatoare, laboratoare digitale și alte echipamente necesare. Urmează, până la finalul anului 2024, să asigurăm cel puțin 90% din instituțiile de învățământ cu blocuri sanitare în interior. Cunoaștem toți această discuție publică, regretabilă, mai avem încă suficiente școli unde WC-urile, blocurile sanitare sunt afară. Avem aici suportul partenerilor noștri străini, am alocat și bani din bugetul de stat și până la finalul anului 2024, mai puțin de 10% din școli ar trebui să fie într-o asemenea situație, care clar că nu ne face față în secolul 21. Și, nu în ultimul rând, vom dota școlile cu echipamente asistive și vom desfășura o amplă reformă a educației inclusive, pentru ca școlile să devină mai prietenoase și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, copiii cu dizabilități, dar în special copiii cu dizabilități severe. A patra prioritate pentru învățământul general este crearea unor comunități educaționale mai democratice, transparente și participative. Aici vom aproba un nou regulament a Consiliului Elevilor, pentru că noi credem în participarea activă a elevilor în viața școlară și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor și vom avea un mic program de mini-granturi pentru ei, ca copiii să poată să elaboreze un proiect, să-l implementeze, să deprindă abilitățile necesare pentru desfășurarea unei asemenea activități și să încurajăm să fie mai activi și mai vocali în comunitatea lor. Totodată, vom implementa bugetarea participativă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o parte a bugetului școlar va putea fi alocat fără anumite restricții la discreția comunității școlare. Deci au decis copiii împreună cu profesorii că vor să organizeze anumite excursii sau vor să desfășoare un eveniment sau vor să facă oricare proiect în instituție, să aibă posibilitatea din resursele școlii să facă acest lucru fără ca resursele celea să fie limitate în modul în care ele pot fi utilizate. Există un program similar în Chișinău, bugetare participativă, este o abordare generală, valabilă și pentru orașe, dar și pentru instituțiile de învățământ și vrem să implementăm. Nu în ultimul rând, pentru că părinții ne-au spus că sunt îngrijorați, foarte îngrijorați de situația cu plățile informale în instituțiile noastre, urmează să implementăm un mecanism de donații voluntare, transparente și anonime, administrate de instituțiile de învățământ, conform unui regulament strict. Deci situația de astăzi nu poate fi tolerată, trebuie să oferim o alternativă legală, corectă, transparentă și anonimă pentru cei care vor să contribuie cumva la comunitatea școlară, să poată să o facă, dar doar pe un cont administrat de către școală, unde banii se administrează conform legii achizițiilor publice și unde există transparență maximă în utilizarea acestora și în timpul să scăpăm de fenomenul asociațiilor de părinți sau altor modalități de colectare a acestor plăți informale în beneficiu școlii. Însă trebuie să oferim o alternativă viabilă, legală și să sancționăm foarte dur pe cei care fac acest lucru în afară mecanismului legal. Deci astea sunt prioritățile mari pentru învățământul general, pentru școală, încă o dată să le trec în revistă scurt. Deci vorbim de majorarea până la 500 a numărului de absolvenți de la pedagogie care merg în școală, vorbim de susținerea cadrelor didactice care sunt astăzi în sistem, de creșterea accesului elevilor la educație de calitate și crearea unor comunități educaționale mai democratice, transparente și participative. Trecem la învățământul superior. Deci aici o să avem anumite ținte foarte măsurabile pentru următorul an. Vrem să majorăm cu 10% proporția absolvenților de liceu care aleg o universitate în Moldova. Credem noi că un asemenea indicator vorbește foarte clar despre atractivitatea învățământului nostru superior. Atunci când o bună parte din elevi aleg să nu-și facă studiile în Moldova, dar să plece peste hotare, clar că asta denotă o problemă existentă în sistemul nostru. Respectiv, într-un an de zile ne-am dorit să vedem o creștere cu 10% a celor absolvenți din liceu care totuși aleg să rămână în Republica Moldova. Pentru asta, Ministerul, după cum știți, a demarat o reformă a învățământului superior. Avem la dispoziție din partea Băncii Mondiale circa 25 de milioane de euro care ar trebui să fie valorificați în următorii 2 ani. Pentru dotări, reparații, echipamente și tot restul, în așa fel încât să îmbunătățească starea materială a universităților noastre. Totodată vom continua să sprijinim, iarăși cu suportul partenerilor externi, lansarea programelor noi, în noi programe de licență, master,
pentru ca să fim în pas cu lumea. Aici vorbim despre așa numitele profesii ale viitorilor. Cunoașteți că anumite universități deja de anul acesta oferă la licență specialități precum game design, animație. Deci o să mergem în continuare în aceste direcții ca să avem o ofertă cât mai atractivă pentru elevii noștri și nu doar. În al doilea rând, cred că este foarte important să avem o țintă legată de angajarea absolvenților după licență și ne propunem să majorăm cu 10% această rată de angajare. Trebuie să recunoaștem că astăzi noi nu avem o evidență foarte clară, noi nu știm câtă lume la absolvirea universității se angajează și ne mai vorbim deja dacă se angajează pe profesii. Deci primul obiectiv aici, prima acțiune este să măsurăm. Putem asta să măsurăm, avem datele de la instituțiile noastre care eliberează diplomele și avem datele de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Urmează să monitorizăm mult mai clar dacă cineva după absolvire s-a angajat sau nu, în ce termen, unde, ca să avem o evaluare a calității studiilor, pentru că, până la urmă, angajabilitatea este un indicator foarte important. O să racordăm curricula universitară, încercăm să racordăm la necesitățile pieței muncii și, în general, o să legăm finanțarea universitară, inclusiv de angajabilitate. Deci, universitățile unde proporția studenților care, după absolvire, se angajează, într-o proporție mai mare, vor beneficia și de finanțare adițională. Pentru ca să încurajăm acest lucru și pentru ca universitățile să fie proactive în acest sens, să fie motivate, să colaboreze mai îndeaproape cu economia reală. În al treilea rând, dacă ne referim la învățământ superior, vorbim despre creșterea integrității academice. Aici poate lucrurile s-au îmbunătățit în ultimii ani, dar cred că este încă mult spațiu pentru îmbunătățire. Cred că avem cu toții suficiente istorie despre iarăși teze cumpărate, plăți informale și plagiat, tot felul de alte fenomene care mai persistă încă în învățământul nostru superior. Cred eu că, în primul rând, trebuie să intervenim pe majorarea salariilor cadrelor universitare. Trebuie să știți că astăzi un profesor universitar deseori are un salariu mai mic decât un pedagog în școală, ceea ce, evident, este alogic. Ar trebui ierarhia să fie totuși diferită. Deci, aici, colegii de la Ministerul deja estimează care ar fi costurile pentru majorarea salariilor. Asta e primul pas. Al doilea pas este să avem o evaluare fiecare jumătate de an, fiecare instituție publică, a percepției studenților privind integritatea academică. Deci ne propunem să întrebăm studenții lucruri precum: cunoașteți pe cineva care în ultimele 6 luni a făcut X, Y, Z? Și asta o să genereze o evaluare, un index și o să publicăm aceste date ca întreaga societate să poată urmări care este situația la zi pe subiectul integrității academice. Vreau să vă spun că am discutat cu rectorii această propunere, ei o susțin și mă bucur foarte mult că există conștientizarea importanței consolidării integrității academice și evaluării regulate a situației pe acest subiect. Tot aici discutăm despre o mai bună evaluare a studiilor în instituțiile private, în așa fel încât să ne asigurăm că nu sunt acestea o portiță pentru obținerea diplomelor care nu răspund sau nu sunt pe deplin justificate și să ne asigurăm că nu avem o portiță aici deschisă pentru lucruri pe care vrem să le evităm. A patra prioritate legată de învățământ superior este majorarea cu 50% a numărului de studenți străini și internaționalizarea universităților. Noi, ca și societate, trebuie să înțelegem că, din păcate, trecem printr-un declin demografic, el nu o să fie rezolvat rapid. În următorii ani vom avea în continuare o scădere a populației școlare și vom avea în continuare o scădere a studenților străini. Presiunea financiară pe universitățile noastre va fi în creștere. Respectiv, una dintre soluțiile importante pentru supraviețuirea sistemului nostru de învățământ superior este atragerea studenților străini. Astăzi avem circa 5.000 de studenți străini, trebuie să ne propunem ca anul viitor să avem 7.500. Deci măcar o creștere de 50%. Sunt studenți care vin cu resurse în Republica Moldova. Universitatea de Medicină este un exemplu elocvent în acest sens. Ei au reușit în ultimii 20 de ani să atragă studenți străini. Asta le-a permis să-și modernizeze universitatea. Dar pentru asta ei au întreprins anumiți pași încă 20 de ani în urmă. De exemplu, toți pedagogii din Universitatea de Medicină au un certificat de competență lingvistică în limba engleză, ce au obținut nivelul B2-C1. Deci ei pot preda în engleză.
Prin urmare, asta o să fie prioritatea, să atragem studenți străini. Pentru asta ne propunem să avem un brand comun de țară pentru învățământ superior. Analogia ar fi Wine of Moldova sau Din Inimă, proiecte susținute de către USAID, unde întreaga industrie și-a creat un brand comun și în jurul acelui brand am încercat să exportăm servicii. Să finanțăm suplimentar universitățile care reușesc să atragă studenți străini, deci cei care vor fi mai proactivi, vor înțelege importanța acestui lucru, vor beneficia și de finanțare adițională. Vom susține universitățile în acțiuni de promovare psihotare. Aici, cred că în luna septembrie, vom avea un plan comun ce facem la modul concret ca să atingem această țintă și cum Ministerul poate să susțină, cum pot susține donatorii acest deziderat. Cred că toată lumea înțelege că el este esențial pentru supraviețuirea sistemului. Și ne propunem să renovăm integral un cămin universitar cu suportul Băncii Mondiale, care se poate inclusiv să servească drept cămin pentru studenții străini și să crească atractivitatea universităților noastre. Pe dimensiunea internaționalizării, din punct de vedere a plecării studenților noștri psihotare, vreau să vă zic că noi avem circa 1000 de burse Erasmus în fiecare an, care, dintre care valorificăm doar 50%, deci să facem, spunem, un mult mai mare accent pe asigurarea faptului că acele oportunități care există pentru studenții noștri de a merge psihotare, de a învăța un semestru sau două semestre, să fie pus la dispoziția lor și să fie valorificate, pentru că este păcat să avem aceste oportunități și să nu le folosim și la fel asta va fi un indicator de performanță pentru universitățile noastre. Prezentarea va fi destul de lungă, sistemul este mare. De asta trecem la următoarea componentă, care este învățământul profesional tehnic, vorbim de școli profesionale, colegii. Obiectivul numărul 1 este încadrarea 2000 de tineri în învățământ dual la admiterea din 2024. Astăzi avem circa 1300 care o să fie admiși în septembrie, trebuie să ajungem la 2000. Pentru cei care nu cunosc, învățământul dual este acea formă de învățământ unde 70% din timp elevul o petrece la o întreprindere sub ghidajul unui mentor, deprinde anumite abilități practice, iar 30% din timp o petrece în instituția de învățământ pe dimensiunea teoretică. Este o formă de învățământ foarte răspândită în Germania, Austria, unde a fost pentru prima dată inventată și credem și noi că este foarte important pentru a asigura că ceea ce noi pregătim răspunde necesităților companiilor și pieței muncii, să facem un efort mai mare pe învățământ dual decât l-am făcut până acum. În al doilea rând, vrem să majorăm cu 10% rata de angajare a absolvenților școlilor profesionale și colegilor, aceeași discuții care am avut-o pe învățământ superior, să măsurăm în primul rând acest lucru și să condiționăm finanțarea acestor instituții, inclusiv de acest indicator. Pentru că dacă noi investim, însă după absolvire, din diverse motive, absolvenții nu merg în economia reală, înseamnă că ceva nu facem bine și e important să monitorizăm și să avansăm în această direcție. Al treilea indicator ține de creșterea predării prin susținerea profesiilor din învățământul profesional tehnic. Ne propunem să formăm gratuit cel puțin 1000 de cadre didactice, la fel să revizuim formula de finanțare și să acordăm finanțarea separată pentru gradele didactice și să acordăm o alocație pentru materiale didactice și profesorilor de învățământ profesional tehnic, care la moment nu beneficiază de nici un fel de alocație pentru a-și acoperi anumite costuri aferente procurării literaturii de specialitate sau materialelor didactice, pe când cei din învățământul general beneficiază și cumva ei se simt discriminați. Prin urmare, vom examina posibilitatea acordării acestei alocații. Dacă vorbim despre ceea ce înseamnă învățământul preșcolar, deci grădiniță, în grădiniță sunt câteva probleme majore. Prima ține de faptul că nu există locuri în grădiniță. Atunci, obiectivul aici va fi să deschidem 3000 de locuri noi în grădiniță până la finele anului 2024. Avem de la Banca Mondială circa 50 de milioane de lei deja asigurați. Vom căuta resurse și de la alți donatori, asta era o prioritate și pentru noi în domeniul social și trebuie să alocăm și resurse din bugetul de stat. Insuficiența locurilor la grădiniță afectează dezvoltarea noastră economică, înseamnă că cei părinți care vor să iasă mai devreme la lucru nu o pot face, costurile pentru boni, îngrijitori sunt mari, este corect ca statul să investească, este o investiție inteligentă în grădiniță și trebuie să o facem și să o prioritizăm. Totodată,
o discuție veche care nu s-a finalizat, ține de asigurarea autonomiei financiare a grădinițelor. Știți că noi finanțăm școlile pe relev. La grădiniță s-a încercat a face acest lucru în ultimii 10 ani de zile, dar nu s-a reușit. Deci noi vom reveni la abordarea prin care se finanțăm inclusiv grădinițele per copil. Există anumite restanțe pe partea statelor de personal și pe gestiunea financiară. Sunt aspecte mai tehnice, dar foarte importante pentru directorii și cadrele didactice din instituție. O problemă semnalată de părinți și unde trebuie să găsim un consens ține de funcționarea grădinițelor pe durata vacanței de vară. Pe de o parte, părinții evident că își doresc ca grădinițele să fie deschise permanent, pe de altă parte sunt motive obiective de ce cel puțin în scurtă perioadă de timp ele nu pot funcționa pentru dezinfectare și alte necesități. Aici cred că trebuie să avem o discuție serioasă și să găsim o soluție care să funcționeze pentru toată lumea. Astăzi, Ministerul are o mai mică implicare pe acest subiect și cred eu că ar fi bine să ne asumăm o implicare mai activă și identificarea unei soluții de comun acord. Astăzi, în mare parte, acest subiect ține doar de autoritățile publice locale. Și, în ultimul rând, și cadrele didactice din grădiniță vor beneficia de formări gratuite, achitate din bugetul de stat sau din partea donatorilor, partenerilor noștri internaționali. Mai avem trei domenii, de fapt, pe care le gestionează Ministerul, sportul. Pe dimensiunea sport, în primul rând, cred că trebuie să apreciem rezultatele sportivelor noștri în ultimii 2 ani de zile. Am avut un șir de medalii, de rezultate extrem de frumoase și îmbucurătoare. Am senzația că trecem printr-o renaștere a sportului național. Numărul de medalii anul trecut a fost peste așteptări, anul ăsta vom bate iarăși recordul. Deci trebuie să investim și mai departe în acest domeniu. Au fost întreprinși câțiva pași, au fost majorate bursele, au fost alocați resurse pentru investiții capitale și se simte că atunci când este și finanțare sunt și rezultate. Deci, avem de aprobat strategia de dezvoltare a sportului, deci unde mergem prin 2030. Trebuie să avem o lege cu privire la educație fizică și sport, care astăzi nu există și respectiv nu avem un cadru legal foarte clar pe tot ce înseamnă finanțarea sportului. Și asta e pe partea sportului de performanță. Iar pe partea sportului de masă, ne propunem să avem un concurs capital a sportului 2024, să construim terene sportive polivalente care se poate să fie utilizate de către toți cetățenii și să încurajăm, în general, activitatea sportivă. Stimulăm elevii și studenții să participe mai activ în campionate școlare universitare. Deci, cumva, din păcate, sportul de masă a fost un domeniu asupra căruia Ministerul, în ultima perioadă de timp, nu a fost foarte focusat. Vom continua ceea ce am făcut pentru sportul de performanță, vom aloca resurse adiționale, dar, încet, încet, ne vom axa tot mai mult pe sportul de masă, pentru că el este extrem de important pentru sănătatea cetățenilor Republicii Moldova, speranța de viață, sentimentul de comunitate și așa mai departe, respectiv a deveni o prioritate. Pe partea dezvoltării infrastructurii sportive, ne propunem să trecem manejul de atletism în subordinea Ministerului și ulterior să reabilităm acest obiect de infrastructură. Colegii au propus inclusiv reconstrucția blocului administrativ și a pistelor de alergat ale stadionului Locomotiv Municipiul Bălți, să avem o cantină pentru alimentația sportivilor de performanță în cadrul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Olimpice, în care s-a investit mult în ultimii 3 ani de zile, unde locuiesc o parte din cei mai buni sportivi ai Republicii Moldova, dar unde nu există elementar o cantină. Și acestea vor fi doar câteva dintre proiectele de infrastructură, de îmbunătățirea infrastructurii sportive. Pe dimensiunea tineret, astăzi Ministerul împreună cu UNICEF construiește un centru pentru inovație socială, deci o să fie un centru colaborativ unde vor putea fi găzduite toate organizațiile de tineret din Chișinău. S-au investit deja circa 6 milioane de lei, anul ăsta vom mai investi 10 milioane de lei, până în 2024, la finele anului, trebuie să terminăm acest centru. Este o fostă școală profesională în plină renovare și va funcționa după modelul Techville, MediaCore sau alte formate colaborative care au fost dezvoltate pentru industria IT, industria creativă. În cazul acesta va fi un spațiu pentru organizațiile de tineret și tineri unde vor putea să întâlnească, să desfășoare diverse activități. Ne propunem să avem
un program de mini-granturi pentru consiliile elevilor și autoguvernanțele studențești. Din discuțiile cu ei astăzi, din păcate, ei nu au resursă pentru ca să poată să activeze și rolul lor deseori este unul formal, deși noi credem că ar trebui să fie unul mult mai important. Copiii trebuie să învețe democrația de mici, inclusiv din școală, și să fie implicați în procesele decizionale în măsura în care pot să o facă. Și atunci ne gândim la posibilitatea să aplice la anumite finanțări care noi să le gestionăm, atât Consiliile Elevilor, cât și organizațiile studențești. Și în ultimul rând, nu în ultimul rând, vom avea un program de abilitare a tinerilor defavorizați. Aici trebuie să facem mai mult, în special în raport cu tinerii din școlile profesionale, din satele noastre, în așa fel încât să le oferim diferite oportunități de implicare și să prevenim excluziunea socială și alte comportamente care am vrea să le evităm, dar pentru asta trebuie să le oferim niște oportunități de activitate la încheierea școlii, fie că sunt programe sportive, fie că sunt programe de dezvoltare personală, dar vreau să punem un accent mai mare pe tinerii defavorizați, pentru că deseori ei sunt ignorați, lăsați în urmă, iar acele programe care există sau la acele programe care astăzi există participă un număr destul de mic, îngust de tineri care au avut șanse mai mari, au fost mai activi, iar marea parte a tinerilor nu sunt cuprinși de programele noastre la moment și aici cred că lucrurile trebuie revăzute. Și pe final, domeniul cercetării este la fel unul foarte important. Aici avem câteva priorități. În primul rând, noi ne-am luat un angajament ca și stat să creștem finanțarea pentru cercetare ca raportată la produsul intern brut. Anul ăsta ea reprezintă 0,23 din PIB. Anul viitor va reprezenta 0,33 și în următorii ani ar urma fiecare an să o creștem cu 0,1. Asta înseamnă resurse mai multe pentru cercetători. Asta e în primul rând. În al doilea rând, până la finalul lunii septembrie, sper eu, vom aproba noua metodologie de finanțare a cercetării în universități, deci cum se împart acești bani între universități, cine și de cât va beneficia și în baza căror criterii. Și la fel, anul acesta urmează să aprobăm Planul Național pentru Cercetare și Inovare pe următorii 4 ani de zile, care va spune foarte clar care sunt domeniile prioritare pentru finanțare și cum construim o infrastructură de cercetare modernă în Republica Moldova ca să putem să valorificăm toate oportunitățile care sunt. Și în ultimul rând, anul acesta urmează să deschidem un birou Horizon la Chișinău. Există acest program mare al Uniunii Europene pentru cercetare, la care pot aplica și cercetătorii noștri. Deci vom avea aici o unitate în Chișinău care să-i ajute pe cercetătorii noștri să acceseze mai ușor fonduri europene pentru cercetare. Deci astea sunt prioritățile Ministerului Educației pe fiecare dintre domeniile pe care le gestionează acest minister. Vom încerca să raportăm regulat pe marginea priorităților anunțate astăzi. O să le regăsiți și pe pagina Ministerului Educației. Vom publica și o variantă mai succintă a acestor priorități și vă încurajăm să ne responsabilizați pornind de la ceea ce ne-am angajat să facem astăzi pe parcursul următorului an jumătate. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Care au absolvit liceul, să opteze pentru studiile la pedagogie și să vină cei care au o medie destul de joasă, dar cei care au una mai bună, mai competitivă. Întrebarea este cum îi atrageți pe aceștia pentru a opta pentru studiile de pedagogie, la modul practic, care ar fi trei pași? În primul rând, prin mesajele pe care le transmitem în societate, trebuie să recunoaștem, cum am zis, profesia pedagogică în ultimii ani nu s-a bucurat de mare popularitate, din diverse motive, inclusiv din cauza unui anumit discurs public. Eu cred că noi trebuie să schimbăm acest discurs public și această atitudine față de pedagog, pentru că ei sunt fundamentul acestei societăți și îi pregătesc viitoarea noastră generație. Ministerul va întreprinde cât mai multe activități în următoarea perioadă pentru a comunica foarte clar acest lucru societății și eu îndemn pe toți să facă același lucru. În al doilea rând, bursele, bineînțeles că reprezintă un instrument important, și majorarea lor peste bursele acordate la alte specialități, sper eu că va genera un mai mare interes pentru pedagogie.
plus acea propunere ca ei să poată să lucreze pe durata studiilor. Asta iarăși înseamnă studii mai relevante pentru ei, posibilitatea de a avea și un salariu pe lângă bursa pe care au pe durata studiilor. Și nu în ultimul rând, din proiectul Băncii Mondiale, o bună parte din resurse se investesc în facultățile pedagogice, în cămine, în dotări. Deci condițiile lor de studiu trebuie să fie printre cele mai bune. Dacă noi, la modul serios, spunem că pedagogia este o profesie prioritară, asta înseamnă și alocare de resurse în această direcție, pentru că altfel o să rămână doar la nivelul declarației. Și cunoaștem că Ministerul Educației elaborează un plan pentru educație inclusivă pentru următorii 3-5 ani, care prevede soluții pe compartimentul integrării copiilor cu dizabilități severe. Mm-hmm. Acest program ar trebui să fie aprobat până la sfârșitul anului. Să ne spuneți care ar fi prioritățile și ce se va schimba comparativ cu situația care o vedem în prezent. Deci în educație inclusivă avem 3 probleme mari, dar aș începe prin a spune că țara a reușit în ultimii 10 ani să facă progres considerabil în educația inclusivă. Pe parcursul anilor s-au închis acele instituții de tristă faimă și copiii au fost integrați în instituții de învățământ general. Există 2% un mecanism de finanțare în învățământul general, în școala educației inclusive, cadre didactice de sprijin, care răspund într-o mare măsură, cred eu, necesităților copiilor cu dizabilități medie și accentuate. Unde avem probleme? Avem probleme pe subiectul dizabilități severe. Încă nu suntem suficient de pregătiți ca să putem integra acești copii. Avem probleme legate de educația inclusivă în grădiniță, unde nu există vreun mecanism separat de finanțare. Acele grădinițe care astăzi oferă asemenea servicii o fac din banii autorităților publice locale, nu din finanțare de la minister. Respectiv, ceea ce ne propunem noi este să acordăm resurse adiționale pentru copiii cu dizabilitate severă, fie prin așa numitele unități de educație inclusivă. Avem un model bun la liceul Petru Ștefănuc în Ialoveni. Ne propunem același model să-l replicăm în cel puțin încă 2-3 licee la nivel de țară. Iar pe subiectul educației inclusive în grădiniță, să avem o formulă de finanțare separată care să acopere costurile unui cadru didactic de sprijin, de exemplu, a unui logoped, kinetoterapeut, pentru acești copii în instituția de învățământ. Într-adevăr, programul este elaborat, el încă nu a fost aprobat, cred că urmează în luna octombrie, cel târziu, să-l avem aprobat după ce l-avem agreat și cu Ministerul Finanțelor pentru necesite investiții. Dar, conceptual, astea sunt 2 probleme mari care trebuie să le rezolvăm. Dizabilitatea severă în școală și, în ansamblu, acces copiilor cu cerințe educaționale speciale în grădiniță, care astăzi încă nu există pe deplin. După haideți să le luăm pe rând, în primul rând. Când vorbim de acel supliment salarial, el este menit ca un stimulant adițional pentru tinerii absolvenți. Pentru cadrele didactice, ceea ce putem oferi, pe de-o parte, vor fi sporuri specifice mai mari. Ministerul a scos deja la consultări aceste propuneri. Asta înseamnă că școlile vor putea plăti mai mult pentru dirigenții, control, caiete, laboratoare. Asta va fi un instrument. A doilea instrument, Ministerul va acoperi costurile de formare continuă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că profesorii vor putea merge la cursuri, iar după ce vor merge la cursuri, vor putea să-și ia grade didactice. Iar aferente gradelor didactice sunt și anumite majorări salariale. Respectiv, având 30-40% din profesori fără grad, noi o să-i țintim pe ei în primul rând, o să-i încurajăm să meargă, să se formeze și după aia se poate să-și ia un grad didactic, ceea ce o să atragă o creștere salarială. Dacă vorbim de majorarea salariilor per se, accentul vom pune în primul rând pe învățământul superior și în funcție de resursele disponibile vom încerca să oferim ceva și întregului sistem dincolo de majorarea de care vor beneficia toți bugetarii. Dar o să fie mai clar ce resurse avem pentru întregul sistem prin luna septembrie, după rectificarea bugetului. Totodată vreau să zic foarte clar că atâta timp cât noi nu o să abordăm subiectul eficienței utilizării banilor în educație, nu o să putem să ne așteptăm la majorări salariale deosebite, pentru că avem în continuare instituții de învățământ
în care raportul pedagog-elev este de 2-1, de exemplu. Și în asemenea condiții, majorări de 30, 40, 50% nu o să existe până nu o să avem și o discuție serioasă despre eficiența utilizării banilor în educație. Ați vorbit despre majorarea sumei care se achită pe rea calculele vom prezenta în scurt timp. Deci astăzi, în formula aceasta per elev, nu se ține cont de ponderea gradelor didactice care există într-o instituție. Deci un profesor care are grad didactic superior are un salariu cu 50% mai mare decât un profesor care nu are grad. Noi finanțăm per elev. Respectiv, într-o școală în care toți profesorii au grade didactice superioare, costurile sunt mai mari. Astăzi, aceste costuri mai mari nu se reflectă în formula per elev. Ceea ce noi vrem să schimbăm este să izolăm costurile aferente gradelor didactice de celelalte și astfel să încurajăm școlile să investească inclusiv în formarea cadrelor didactice. Astăzi, un director nu este interesat, din punct de vedere financiar, să aibă profesori mai calificați, pentru că ei sunt mai scumpi, iar noi nu plătim mai mult. Respectiv, cei care pot investi sunt doar școlile foarte mari, din Chișinău, cu 1000 de elevi și așa. Respectiv, asta e o problemă sistemică și o să o rezolvăm când o să izolăm costul per elev de plățile pentru grade. Și de câte cadre didactice este nevoie? Câte locuri sunt vacante? Deci, sistemul vorbește despre 2000 de locuri vacante. Mai avem de precizat statistica, pentru că deseori nu sunt raportate toate locurile vacante, ținând cont că sunt acoperite prin cumulări, profesori care lucrează în urmă jumătate. Eu țin minte că 10 ani în urmă deficitul de cadre didactice era tot 2000. Și mi-e un pic surprinzător că el a rămas la aceeași cifră. Respectiv, o să încercăm să înțelegem mai bine dacă în această cifră intră și locurile care sunt cumulate, deci sunt acoperite, de fapt, de alți profesori, sau vorbim despre o cifră absolută. Eu cred că vorbim despre locuri efectiv vacante care nu sunt ocupate. Dacă vorbim și de cele ocupate prin cumul, ele sunt mult mai mult. Și asta este o problemă. A doua problemă este că circa 25% din profesori sunt astăzi deja pensionari. Această cifră va crește în următorii ani, inevitabil. De asta este atât de important să atragem tineri specialiști. Important și pentru ziua de azi, dar este important pentru următorii 5 ani de zile. Că dacă nu o să atragem tineri specialiști, ponderea a profesorilor pensionari încet, încet o să apropie de 40%, 50%. Și trebuie să începem astăzi să facem aceste investiții ca să aibă cine să lucreze în școală în 5, în 10 ani de zile. 2000 vorba de doar de școli? De școli. Și urmă întrebare, cum vedeți dumneavoastră procesul de digitalizare al școlilor? De exemplu, ca elevii să studieze din cărți electronice, să fie acceptate aceste instrumente, pentru ca ei să nu mai care ghiozdane foarte grele cu cărți, caiete pentru activități, caiete cu teatru cu acasă. Asta este o problemă despre care au vorbit foarte mulți părinți. Inclusiv din acest motiv știm că unii părinți optează pentru o școală privată în detrimentul unei școli de stat. Deci ceea ce se întâmplă în scurt timp ține de catalogul școlar, deci noi o să permitem școlilor să nu mai aibă catalog pe hârtie și să treacă la o abordare pe deplin digitală. Referitor la cărțile electronice, ele de fapt există de mulți ani și ele se procură la pachet cu manualele obișnuite și sunt plasate toate pe ctice.md, de unde pot fi descărcate atât de către profesori cât și de către elevi. Ministerul, cu ajutorul partenerilor, întotdeauna a susținut utilizarea mai pe largă a materialelor didactice electronice. Cred că în decurs de o lună o să mai distribuim 5.000 de calculatoare în Institutul de Învățământ, din proiectul Băncii Mondiale, din alt proiect UNICEF, deci din resursele donatorilor vom mai cumpăra calculatoare, alte dispozitive și le vom transmite în școli. Totodată sunt să fac și formări cu cadrele didactice, pentru ca să știm cum să utilizăm aceste dispozitive. Mai sunt cazuri când avem table interactive care nu sunt folosite pe deplin. Și se va investi mult în următorii ani în acest subiect, cum s-a făcut de fapt și anterior. Dar la subiectul ghiozdanelor, cred că e un subiect separat, care trebuie să-l abordăm. Recomandările internaționale sunt ca greutatea ghiozdanului să nu depășească 10% din masa corporală a copilului.
Sunt câteva idei aici, fie înjumătățim manualele școlare, asta înseamnă că nu trebuie să-ți iei cu tine întregul manual pe toată durata anului, dar prima jumătate ai jumătate din anul, așa, asta o să ajute. Plus trebuie să facem un pic ordine în caietele astea suplimentare care se solicită, ele desori la fel îngreunează. Și ceea ce se întâmplă în alte state desori sunt niște dulăpioare separate unde copilul are posibilitatea să-și lasă anumite materiale care nu are nevoie decât la lecție și nu trebuie să facă naveta casă-școală. Este un subiect care a figurat în discuțiile noastre cu părinții și ne gândim ce am putea face, care este gama de măsuri pentru ca să reducem un pic din greutatea găzdanilor. Nu am o statistică acum la acest subiect și nu pot să te dau un răspuns concret. Știu că sunt câteva școli de limba română, inclusiv în Găgăuzea, și care trebuie într-adevăr să ținut și certificate. Dar la momentul de față nu am cifrele ca să vă pot spune câți copii vorbitori de română sunt în școli rusă, într-un raion sau altul. Cred că asta poate fi o realitate în cel mai rău caz în Găgăuzea, dar acolo sunt câteva școli de limba română care pur și simplu trebuie să ținut adițional. Intenționat să le susțineți? Ambele. Ele își trebuie și intenționat. Dar acum n-am datele la mine ca să pot să vă zic concret câți copii sunt, unde putem verifica și revenim. Mulțumim dacă mai sunt întrebări. Dacă nu sunt, vă mulțumesc mult pentru atenție și ne revedem.